Zelenski, prima reacție după reluarea exporturilor de cereale ucrainene. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a oferit o primă reacție după reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odessa. El susține că este mult prea devreme pentru concluzii, dar și pentru previziuni în acest sens. În cel mai recent discurs transmis națiunii, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vorbit despre reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odessa, care a fost salutată unanim. Liderul de la Kiev susține că este mult prea devreme pentru a face previziuni, dar și pentru a trage concluzii și că este nevoie încă de timp pentru a se vedea clar dacă acordul va funcționa cu adevărat. În momentul de față, este prea devreme să tragem concluziile și să facem previziuni. Să așteptăm să vedem cum va funcționa acordul și dacă securitatea va fi cu adevărat garantată, a declarat el în alocuțiunea sa video, potrivit AFP. Exportul de cereale din Ucraina a început luni. Menționăm faptul că precizările lui Zelensky vin după ce, în cursul zilei de luni, pentru prima dată de la declanșarea războiului din Ucraina, o navă încărcată cu 26.000 de tone de porumb a părăsit Odessa, pe Marea Neagră, cu destinația port Tripoli în Liban. Acest transport a fost realizat conform cu un acord internațional supervizat de ONU și care vizează să atenueze criza alimentară mondială. Zelenski a confirmat la rândul său că portul de la Odessa a devenit operațional, iar exporturile au fost reluate, acesta fiind un pas important în stoparea crizei alimentare mondiale. Portul a redevenit operațional, exporturile au fost reluate. Putem spune că este un prim semnal pozitiv că vom reuși să stopăm criza alimentară mondială, a adăugat președintele ucrainean.